următor. Deci pentru 2015 prognozele Expert Group sunt următoarele. Anticipăm o creștere economică de 2,5% conform scenariului de bază și 0,8% conform scenariului pesimist. Totuși, această creștere de 2,5%, deși este una pozitivă, este de circa 3 ori mai mică decât nivelul optimal de creștere pentru Republica Moldova, care trebuie să fie între 7 și 8%. Și aceasta se datorează în special creșterii compensatorii din agricultură de 10-11% pe care o anticipăm după scăderea destul de dramatică din 2015. Deci, pur și simplu, având o scădere în 2015, este mai simplu de obținut o creștere pozitivă în 2016, efectul bazei de comparație. În plus, se atestă și tendințe dezinflaționiste, care vor influența pozitiv creșterea economică reală și vor permite BNM să relaxeze și mai mult politica monetară. Totuși, noi excludem și un scenariu pesimist, după cum am menționat, de 0,8%. Dacă criza de guvernanță din sectorul bancar se va accentua, în special ce ține de cele trei bănci aflate în regim de supraveghere specială, dacă reformele cheie vor decurge la fel de lent, și am făcut referință la cele trei reforme majore în sectorul financiar bancar, în sectorul energetic și în sectorul justiției, și dacă anul agricol totuși nu va fi atât de favorabil pe cât noi îl anticipăm la moment.